Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție podcast evenimentul zilei Hai România. Așa cum v-am promis, continuăm seria discuțiilor, a dezvăluirilor cu Mirel Palada, fost purtător de cuvânt al guvernului Ponta, într-o epocă... Probabil cea mai bună epocă din perioada postcomunistă. Dar și foarte tulbure... Politic, da, dar... Politic, din punct de vedere al economic, dar vie democratic. Dar nu, dar din punct de vedere al singurului lucru care contează cu adevărat pentru oameni, calitatea vieții, a fost... Retrospectiv, uitându-ne acum în spate, perioada cea mai bună a României. Nu în perioada lui Năstase, nu după perioada lui Tăriceanu, după nebunia cu... Creșterea economică, exact. Absorție de fonduri... După recesiunea din 2009, când Băsescu susținea... Începerea plății datoriei externe, cum am multe chestii. La vremea respectivă... Investiții, autostrăzi... Guvernul Ponta... Prăbușite unele... Whatever. La vremea respectivă, guvernul Ponta a fost cel mai tăvălit mediatic guvern din România. Toate gurile de tun s-au pus asupra lui. Acum, la 10 ani după, dacă faci sondaj, nu contează că ești Palada, Sociopol, Dâncu, Pieleanu, nu, cine vreți voi. Și puneți întrebarea simplă, elementară. Cine a fost cel mai bun premier al României din 1989 dintre următorii? Și pui listă, ca să nu avem discuții. În care îi pui pe toți? Mm-hmm. Ponta iese de două ori mai mult decât următorul, care, apropo, a fost Boc. Și asta poate mi explicați cum a fost posibil să percepția să rămână în timp atât de bună și adeziunea socială la partidul lui Ponta să fie atât de scăzută la Pro-România? Pentru că Pro-România... Îți dau un exemplu din... Întrebare grea. Nu e grea. Da. Nu, e greu să încep formularea. Sper că măcar bună. Răspunsul e foarte simplu. Răspunsul este sindromul Florin Călinescu sau Teo. Mm-hmm. Deci tu ai un personaj remarcabil media, Florin Călinescu, sigur. Da? Sau Teo, cum Dumnezeu m-a chemat? De la... Știm cine e Teo, da? Teo Trandafir. Teo Trandafir, bravo. Da. Și care ocupă un slot foarte bine definit și are un rating deosebit și mintea oamenilor. Obicei de consum. Obicei de consum, inerție. Atacă-mă. Și până Florin Călinescu l-apucă așa dintr-o dată și zice... Și pleacă la Tele7 ABC. Eu pe persoană fizică, eu sunt mai bun decât postul Pro TV și atunci mă duc cu brandul meu în altă parte. Nu! Tu ești tu remarcabil, dar dacă n-ai fi în fost context. În Pro TV, în contextul respectiv. Mm-hmm. Unul singur a reușit acum recent să facă chestia asta. Tucker Carlson, care s-a mutat de la pe Fox. Și s-a mutat pe Twitter, unde nu te aștepți să o găsești. Și a rupt audiența. Băi, 100 de milioane, da. Ești nebun. Da. 100 de milioane este imposibil. Și a fost un flavor, o pastiluță. Exact, da. N-au fost. Să vedem. Da. Ok, a fost și chestia inițială, celălalt o să mai scadă un pic, dar să vină, să fie o asemenea așteptare. Și atunci Ponta a fost unul dintre cei mai buni președinți ai PSD-ului. După părerea mea, Adrian Năstase a fost cel mai bun. A fost unul dintre cei mai buni premieri ai României. După părerea mea, cel mai bun, chiar mai bun decât Adrian Năstase. Uh-huh. Dar el era puternic, inevitabil asociat cu PSD-ul. Când te apucă, hubrisul, ca să nu zic aroganța, să-ți faci tu partidul tău și să-ți superi baza de electorat care cu câțiva ani înainte, deci el când a făcut chestia asta, în 2017 Pro-România sau în 2018, dar nici nu mai știu când, în 2014 PSD-iștii au pișat sânge pentru el. Au muncit în tranșee, au luptat în tranșee, s-au bătut cu un întreg establishment, cu o întreagă mașinărie diabolică, infernală a lui Băsescu și a securiștilor, ca să-l scoată președinte. Unii dintre ei au făcut pușcărie pentru chestia asta, ad literam. Și tu să vii peste 2 sau 3 ani de zile și să zici, nu numai că părăsesc partidul ăsta intempestiv. Ok, să zicem că îmi dau demisia. N-a fost chiar intempestiv, a fost după un conflict cu Dragnea, care mâcnea, care nu și-a ținut promisiunile față de el. Știi cum s-ar zice la Telegal la noi? Stai dracu acolo și taci din gură. Taci din gură și așteaptă să dea afară măcar. Exact. Dar problema nu este că a plecat din partid. Și atenție, în condițiile în care eu îl apreciez pe Victor și nu vreau să vorbesc de rău despre el. Eu acum îți spun nu ce zice Palada, ce zice PSD-istul care are găfangă pentru el. Bă, ai plecat din partid. Ok, înțeleg. Nu mai suportai pe Dragnea. Bă, dar nu scupa partidul. Iar el, în următorii 2 ani de zile, singurului mesaj și al Pro-României nu a fost nenorocitul de Cioloș sau, deci, ei l-ați în tabăra anti-PSD. Nenorocitul de Dragnea, vechiul meu camarad. Și PSD-ul. Da. Bă, nu poți să faci așa ceva. Și în condițiile în care eu, alții, prieteni buni, îi spuneau, prieteni buni, eu nu sunt prieten bun cu Ponta, eu sunt prieten cu Ponta, nu există prieten bun în politică. Îi spuneau, bă, nu e bine. Bă, nu-ți bate joc de bază electorală. Ăsta este motivul pentru care Pro-România nu are cum să crească. Pentru că nu are cum să ia decât de la PSD. Și PSD-ul în momentul de față, pe Victor Ponta ca persoană fizică îl acceptă
La un moment dat se supăra zero de tot, scăzuse la încredere la 10%, acum s-a întors înapoi la 24-25%, ceea ce e onorabil. Nu mai e la 35% cum era când era pe la guvern. Dar 25% în condițiile în care ai premierul la 13% și președintele la 13%, e de două ori mai mult, ca să nu avem discuții, da? Uh-huh. Atât are Iohannis și Cioloș, și Ciucă. Da. Că tot sunt cu Ciu. Exact, da. Ciolacu, Ciutacu, Ciucă, Cioloș, bun, că mai glumesc, mai mă duc la fiecare în emisiune. Cine știe? Da, zic că, da, domnule. Deci asta a fost, a mâhnit baza partidului. A mâhnit, băi, și e foarte greu. Uite-te la Mircea Joana. De-abia acum l-au iertat PSD-iștii dintr-un motiv foarte simplu. Bine, pentru l-a spălat votanții, funcția pe Joana. Unul la mână l-a spălat funcția, trece timpul, mai uiți să mai ling rănile, da. Și doi la mână, votanții din 2023 PSD, nu mai sunt votanții din 2009 PSD. Siguranță. Da? Unii de ei au murit, aia care erau călare pe mentele. Asta a fost, dacă vreți, o a doua ratare. Și acum PSD-ul l-a iertat pe Joana. Ok. Proponta l-a iertat? Începe să-l ierte. Dar în continuare, Ponta trebuie să aibă o atitudine foarte... hai să zicem politicoasă față de PSD, deschisă, condescendentă, da. Nu condescendentă, nu? Inclusivă, de prietenie. Uh-huh. El trebuie să transmită prietenie către PSD. Da, asta a fost a doua ratare a lui Ponta. Cea mai mare ratare politică a lui Ponta a fost pierderea alegerilor prezidențiale. Nu, aia n-a fost ratare. A fost determinat să rateze atunci. A fost pentru că trebuia... A fost premeditare. Nu, fost spun eu. Nu. Da, aia, ce a făcut Ponta cu pro-România a fost ratare. Ce a făcut Ponta, că a pierdut alegerile, este o chestie care este definită la Departamentul de Stat din America, nu de către Ponta. Da? Cum? Că e o chestie foarte simplă. O să plec acum, o să răsplec din cu tot o altă parte. Există doi mari scriitori care se detașează clar de ceilalți scriitori de literatură de spionaj, Graham Greene și John Le Carre. Graham Greene, care este cu jumătate de generație mai în vârstă decât John Le Carre, are o carte în anii 50, The Quiet American, în care este vorba despre un spion american și un spion englez în Indochina, înainte de războiul din Vietnam, războiul francezilor din Indochina. Și aici ce avem? Avem de-a face cu o discuție quasi-filozofică și clar geostrategică despre diversele tipuri de abordări ale marilor imperii. Britanici, un imperiu vechi, înțelege complexitatea și nuanțele de gri și vin și zic, bă, lucrurile stau cam așa, nu sunt nici albe, nici negre, hai să vedem cum gestionăm situația. Au și ea dreptatea lor, au și ea dreptatea lor și sunt niște șulfe bătrâne. Americanii sunt niște imperialiști noi și atenție, nu spun eu, spune Graham Greene, da? Care a fost și el un spion englez și care are toată alambicarea civilizației britanice și care ține cu americanii, da? În 1950, toamna târziu. Dar vine să le bată obrazul, să le zică, bă, voi aveți o mentalitate de imperiu nou, sunteți un pic naiv și gândiți în termeni de cowboy. Vă plac westernurile. Și în westernuri, cel puțin westernurile clasice, nu alea reformate, e ăla bun și ăla rău. Ăla bun poartă pălărie albă, ăla rău poartă pălărie neagră. Și atunci e un stereotip. Eu nu pot să zic nimic de bine de ăla cu pălărie neagră și nimic de rău de ăla cu pălărie albă. Și americanii, când se uită la țările postcomuniste, de după 90, unde își proiectează puterea și vor să atragă de partea lor, în sfera lor de influență, Cehia, Polonia, țările baltice, România, Bulgaria, ei se uită și zic așa, bă, cine a fost cu rușii aici? Cine e continuatorul rușilor? În țara e ăla, în țara e ăla. Bă, ăla are pălărie neagră. 30 de ani să nu-l prind bun, la putere. Bun, da, pe logica noastră am fost cu rușii că n-am avut încotro. Vorbesc de partide. Uh-huh. Am înțeles. Vorbesc de partide. Câte partide? Sunt 5 în România, da? Uh-huh. Îl avem pe Băsescu. A, deci avem... dumneavoastră spuneți că rezistă acest stereotip peste 30... O, da, iau gândirea la lung. Și zic o chestie de genul biblică aproape. Dom'le, să treacă o generație să se curețe, ca Moise. Da. Ia mergeți voi pe întășert. Deci Ponta a fost identificat ca un nu junior Ponta. Al echipei cu... Nu Ponta, PSD-ul. PSD-ul, da, bun, dar Ponta exponent al PSD-ului. Din 2004, deci până în 2004 americanii n-aveau un cuvânt de spus aici. Uh-huh. S-a bătut palma cu rușii că se face transferul încetul cu încetul la României, au venit și să ia decizia. Și acum au venit și au zis, orice să se întâmple în țara aia, dar la CSAT să n-ajungă un PSD-ist. Uh-huh. Câte ture? Încă una. Și încă una. Acum și încă una. Băsescu cu Năstase. S-au furat alegerile pe față. S-au furat alegerile pe față în 2004. Băsescu cu Joana. S-au furat alegerile pe față. Bă, pe față. Da? A zis-o și Joana din postura de șef al Junior NATO. A zis, Evola. Da, și-a permis după 20 de ani să zică chestia. Atunci nu-și permite. La distanță de 50.000 de voturi, 70.000 de voturi, ca să nu avem discuții. Vine cu Ponta.
Nu s-au furat alegerile, că a fost distanță mare, mare, dar chestia, un milion de voturi. Hai să vorbim exact ce s-a întâmplat. Candidatura lui Ponta nu trebuia să fie candidat la prezidențiale după fotografia momentului 2012-2013. Era un parteneriat, stați puțin, era un parteneriat, eu fac așa un scurt istoric ca să știe lumea. Era un parteneriat cu PNL, acel celebru USL, care identificase ca dușman politic pe Traian Băsescu, luase ca țintă, crescuse la 70%, avea legitimitate populară în urma votului. Au vrut să-l suspende și au venit instituțiile de forță. Doamna Riulanda a zis, mai gândiți-vă o clipă. E rata de la... E rata de la CCR. Exact. Dar exista acest parteneriat în care Victor Ponta, în umbra lui Crin Antonescu, la momentul în care s-a semnat acest parteneriat... Niște bleci la referendum, da? Bun, niște nu mai... Bleci. Da, da. Au ratat momentul, n-au avut curaj, nu mai... Nu mai luăm de la capăt. Asta e când e după... Dar aveau acest parteneriat. Ponta premier, Crin Antonescu președinte. Da. Ce s-a întâmplat, domnule, de s-a rupt alianța? Erați acolo? Eram acolo, nu participam chiar la toate întâlnirile. Deci participam la întâlnirile tactice, nu la alea strategice, cu adevărat strategice. Dar vă spun că este mai degrabă o chestie care ține nu neapărat de bâzdâcul personal al lui Ponta și de să zicem, domnule, vreau eu să fiu președinte și hai să-l fac pe ăsta. Este mai degrabă o chestie care se va întâmpla și tura asta. Și care... În momentul în care PSD-ul miroase că este momentul prielnic, vine și zice, dar de ce să dăm postul ăla? Deci cineva i-a plantat sămânța lui Ponta că poate fi el. Era o idee care plutea în aer. Da? Atenție, în condițiile în care Ponta stătea mult mai bine în sondaje, ca și tur 1, tur 2, variantă, că măsuram, chiar măsuram. Da. L-am măsurat și pe Crin Antonescu, l-am măsurat și pe Ponta, am măsurat Ponta cu Crin Antonescu, îl bătea pe Crin Antonescu, pe urmă a apărut Iohannis, am măsurat Crin Antonescu, Iohannis, am măsurat Ponta, am măsurat toate variantele. Și Ponta era cel mai bun. Deci nu era neapărat că îi picuram eu în ureche o travă cu sondajele, eu măsuram. Dar nu era vorba... Cine îi picura o travă? Nici măcar nu îi picura cineva o travă în ureche. Era mai degrabă un soi de miros în aer care zicea, bă, noi PSD-ul suntem principalul partid, de ce să împărțim puterea? Pentru că aveam o înțelegere și că aveam un contract politic. Auzi, îl știi pe vestitul președinte Băsescu, cel mai deontolog cu putință care... Ne luăm reperul pe Băsescu în discuția noastră? Nu, dați spun așa, că a tot câștigat, moral? Că a tot câștigat. Zi-mi și mie stâlpul moral în România. Păi hai să începem să avem unul. Cu excepția lui Coposu, care zic unii că n-a fost nici el. A avut și el șulfărările lui mici, da? Și care Băsescu, cu scuzele de rigoare, că iar vorbesc urât la dumneata în emisiune, îi venea cineva și zicea, bă, dar ai promis. E bun, am promis? Da, ai promis. Mă piși pe cuvântul meu. Măcar promisiunea cu Tăricianu premier și-a ținut-o. Cât și-a ținut-o? Cât acolo? Cât și-a ținut-o? Cât să se descoată ochii după aia că și-a ținut-o? Cât și-a ținut-o pentru numele Dumnezeu? Când l-a forțat pe ăla să facă... Deci plutea în aer. Plutea în aer. A venit momentul... Și atunci era foarte la îndemână dacă ai acest moment propice. E ca și cum ai intrat într-un... Am fost acum la o întâlnire cu un prieten și pe scara de bloc mirosea... A sarmale s-o arde un plus. În orice caz, mirosea a ceva frumos. Bă, dacă miroase a sarmale în jurul tău, nu ți se face poftă de sarmale? Și nu începi să zici, bă, aș mânca o sarma? Dacă miroase a victorie în jurul tău, nu-ți vine să zici... Hai mă, lasă-o naibii de treabă, hai să mergem până la capăt, că acum putem să câștigăm. Ce o să facă PSD-ul și acum? Va fi exact același lucru pe care îl va face PSD-ul și acum și va fi motivul pentru care Ciolacu va mirosi victoria și deși acum zice că nu o să candideze, la momentul respectiv va veni și va zice, domnul Geoan, îmi pare rău, noastră sunt cel mai potrivit candidat, vă iubesc americanii, dar eu candidez, că eu am ștampil la mână. Mm-hmm. Pentru că noi putem să câștigăm alegerile. Îți scrie o prietenă. Nu, le spuneam celor din redacție ce să facă cu discuția noastră. Da. Dar tot n-am înțeles. Deci, nu judecăm prea tare. Am înțeles. Dar ce n-am înțeles e că, momentul Klaus Iohannis a fost momentul definitoriu natural sau a fost o scuză artificial invocată pentru ruperea USL-ului? Că cei care au denunțat alianța au fost liberalii până la urmă. Au fost liberali. Ei și-au asumat, bărbătește, ceea ce deci, oricum... Deci Iohannis... Și-au asumat să declare mortul mort. Domnul Cristache, în sondajele lui Palada... Da. Și dacă apărea în sondajele lui Palada, apărea și în sondajele altora. Ce căutăm, Ciolacu, pe discuție? Da. Ce am zis, da. Dacă apărea în sondajele lui Palada, în sondajele mele, evident că apărea și în sondajele altora, inclusiv în sondajele securității, reșea un lucru elementar. Nu în 2000... Când a fost ruptura? În 2014, da? Din 2012. Și în 2013, eu întotdeauna măsor cu 2-3 ani. Eu acum măsor de deja de 2 ani de zile, tur 1, tur 2, ceva fiind 2024. Și mie, cu 3 ani înainte de alegeri, de 2014 și 2011-2012, îmi ieșea că Iohannis
este singurul care îl bate pe Ponta. Că Ponta îl calcă pe cap pe Crin Antonescu, că Ponta îl calcă pe cap pe Elena Udrea, dacă îți mai aminte. Mm-hmm. Vestita ipoteză, cea mai foarte perfectă. Da. Poți să pun mă adăte în... Și eram tot suiul de, erau tot suiul de variante. Dintre toate variantele, singurul care îi făcea față decent, mânca bătaie, dar mânca la bătaie la niște puncte procentuale, la 3, 4, 5 puncte procentuale era Iohannis. Restul era 60-40 și 66-33. Deci dacă eu măsuram în 2012, spun eu că securitatea măsura. Mm-hmm. Că poate vedea chiar sondajele mele. Mm-hmm. Și s-a rupt USL-ul. Cum a fost resimțit? Consecința venirii lui Iohannis este că Iohannis a fost exact cum a fost Băsescu pentru Stolojan. Băsescu era singura variantă care se facă față lui Năstase. Mm-hmm. Ăsta era momentul, da, exact. Măsurarea. Exact. Păi ăsta e singurul bun. Atunci ce să facem? Bagă-l înainte pe ăsta. Da, da, Crin n-a fost în piesă până la capăt. Vă aduceți aminte, domnule Palada, că a fost tras pe dreapta rău de tot. A fost tras pe dreapta și a încercat o revenire când a supus în acel bec celebru la vot, mă vreți pe mine sau pe Iohannis candidat. Și a furat un avut aer. Și a ieșit de acolo zăpăcit de cap. Crin Antonescu, de sunt două chestii, una pe care pot să vă spun și una care nu pot să vă spun. Începeți cu cea cu care nu puteți, pe care nu puteți să nu o spuneți. Unul din motivele pentru care a pierdut Victor Ponta alegerile are de-a face cu americanii și nu pot să vă spun. Ok. O să vă spun la o bere mai încă. Dar nu în public. Motivul pentru care Crin Antonescu era clar că nu o să mai fie acceptat de către forțele politice, de către establishment, au fost acele câteva zile în care el a preluat a fost președinte interimar, când l-au suspendat pe Băsescu a doua oară, înainte să iasă vestita erată, și el a stat o lună de zile. Bă, a făcut atâtea dude. A făcut. Și încet tentativele de vorbit în engleză. Bravo. Și schimbând, încât nu știu ce. S-a speriat toată lumea. S-a speriat și liberalii, și partenerilor peseriști, și securiști, și securiști interni, și securiști externi, și americanii, și toată lumea s-a speriat. A reușit în luna aia să... Deci în luna aia și-a pus ștampila pe frunte și a fost pe principiu fiecare pasăre prin limba ei piere și a venit lumea să zică, lumea, toată lumea, toți cei care au decis să zică, bă, orice, dar nu asta. El atunci a ieșit în decor. Iar ruperea USL-ului, te rog să te gândești ca nu cumva să fie și o consecință a chestii alea. Da, repet, în alianță cum se vedea? Se vedea distorsionat tablou de la Cotroceni? Adică cum era perceput Crin președinte interimar la PSD? Dar a fost o lună, nici nu ți-ai dat seama, a trecut. Pentru că ziceți că a valorat foarte mult în ecuația politică de după. Păi a valorat foarte mult pentru că de-abia după chestia a început să se vorbească încetul cu încetul insidios, uh-huh. Că e foarte bine că mergem în continuare cu Crin, da, ce bunie, da, dar poate, da, dar, până când, hai să o facem. Uh-huh. Care a fost așa o chestie de vreo 3 luni. Uh-huh. Înțelegi? În și iarna, PSD-șilor le-a convenit de minune? Oricum plutea mirosul de victorie și de sarmale în aer. Uh-huh. De ce să-i lăsăm apăștea când putem să câștigăm noi? Ok. Dacă nu putem acum, când? Da. Dumneavoastră, când erați lângă Victor Ponta, când s-a oficializat divorțul, da. Care au fost reacțiile? Dar se știa chestia asta. Se știa că va fi lucrurile. Dar ei au fost prieteni dincolo de faptul că au depășit etapa de camaraderie politică. Erau prieteni. Nu pot să răspund la întrebarea asta dintr-un motiv foarte simplu. N-am fost între atât de prieten cu Ponta încât să spun dacă Ponta a fost prieten cu Crin Antonescu. Am înțeles. Pentru că eu am avut o relație cu el preponderent profesională. Mm-hmm. Eu n-am fost la băută cu el, cu Ponta. Eu mă duceam la vremea respectivă la băută cu rugbiștii mei, cum mă duc și acum. Mm-hmm. Eu nu am avut atât de multe relații de prieteneală cu clienții mei de bătut pe burtă, cum o face distinsul meu prieten Marius Pieleanu, care câștigă contracte pe nemeritate, pe băute, nu pe pricepere. Știu că nu știu, dar asta este. Iar încep. Mi-aduc aminte, da? Da. Eu dacă vreau să beau acasă, beau cu prietenii, dar poate este o problema mea că nu beau cu Ponta, sau poate e o problema mea că Ponta n-a vrut să bea cu mine. E și asta o variantă. Iată. E și asta o variantă. Nu sunt de încredere să ciocniți pahare, da. Da, poate nu a fost suficient de încredere, dar atunci... nu știu dacă aia a fost prietenie sau dacă a fost... Ne prefacem că e prietenie. Deci, ruperea USR a oficializat cumva candidatura lui Ponta. Era de clar că premierul și președintele de partid trebuie să-și asume o candidatură. Evident. Era Ponta pregătit pentru a fi candidat? E ca la chestia, nu ești niciodată pregătit pentru o chestie cu adevărat. Ești la 25 de ani, ești pregătit să te căsătorești? Sau să ai copii? Sau la 18? Sau la 30? Cât avea Ponta în încredere atunci când a fost anunțat? În mod constant a stat foarte bine. În mod constant îl măsuram în sondaje. Chiar dacă el n-ar fi candidat, eu măsuram, ți-am spus, toate variantele. Și
era de departe varianta cea mai bună și cel care urma să câștige alegerile și pe urmă a venit Lebeda Neagră, turul 1, turul 2, care a fost o făcătură a serviciilor cu acceptul partenerului extern și care a venit să spună PSD-ul nu trebuie să fie la guvernare nici tura asta. Deci, în turul 1, Ponta a câștigat alegerile. Da. La 1 milion de voturi distanță, nu? Cu 40%. Aduți aminte, atunci a fost o mini patimă. Sunt foarte multe furtune în pahar cu apă. Și legate de procente, printre altele. Și multe furtuni, ca zis Palada, Băsescu, Matra, Foxal, sau că ăla nu știu ce s-a scobit în nas și care le uiți. Când vin sondajele și când sunt alegerile, vin niște... Cineva emite, vine unul să emită o chestie de-asta absolut gogomănească. Domnule, dacă ia 40 câștigă alegerile și dacă ia 39 nu le câștigă. Dacă ia 30%... Ține așa de mai degrabă de Baba Vanga decât de... Poți să pun mâna pe tine, dă-te-n... Bă, care e diferența între 39 și 40? Da. Și la vremea respectivă toată lumea se zbătea, Ponta nu o să ia 40, o să ia 37. Și sondajul era clar că este pe 41-41. Iohannis nu o să ia 30, o să ia 27. Și era clar când că Iohannis ia 30. Când ați simțit sau când ați știut că Ponta pierde? La mijlocul alegerilor între turul 1 și turul 2. Deci stați puțin. Deci după ce duminica, a închis duminica, Ponta în continuare câștiga. 40-30, da. Eu măsuram turul 2, Ponta era 55-40, măsuram în mod constant turul 2, din zi în zi aproape. Cum a fost atmosfera după câștigarea primului tur? Ce rețineți din acele zile? Era cât se poate de optimistă, câștigăm, mergem, deja se făceau planuri, care, cum, nu mai știu. A fost lansarea aia pe stadion. A fost lansarea pe stadion care a fost demonizată, dar lansarea pe stadion nu a fost între turul 1 și turul 2. Nu, a fost înainte. Înainte și a luat 40% pentru numele Dumnezeu. Aia a fost demonizată de către ticăloși și antipesediști. Asta e. Face parte din... A fost pactul cu Vadim. Așa, și? Demonizat și el. Așa, și? A luat 40%, că a fost pentru 40%, sau pentru al doilea. Ce? Nu, a fost pentru al doilea. Pentru al doilea, Vadim. Da. Exact. Și aia a fost demonizat. Dar pentru că trebuia să câștige niște puncte suplimentare. Așa, și? Care este problema? Și unde s-a rupt? Unde s-a rupt? La acea decizie a americanilor de a spune din 2004 încoace că nu trebuie să existe președinte PSD în România. Și s-a orchestrat și în aviatura. Apăsăm butonul atomic, nu chiar la atomic, apasă-l pe la tactic. Și s-a apăsat butonul tactic. Era și un buton atomic? Probabil, nu știu. Ca și consecință, n-a fost atomic. Ce lucrătură frumos de servicii a fost făcută, că nu ți-a bubuit țara. Da? N-ai pierdut suveranitatea. Ăsta e un buton atomic. S-a declanșat o chestie specifică SIE care să facă cu mermeleală, cu mumuleală, cu Adrian Sârbu, vestitul civil sub acoperire al tuturor regimurilor, care l-a trimis pe Mândruță, al civil sub acoperire, să filmeze din cadrul strâns, să spună, vai, și erau 2-3 belereci care stăteau la coadă. Știi cum făceau, nu? I-au pus pe unii să stea la coadă, și să punea înapoi la coadă. La Paris. S-au pus în 2-3 locuri, au filmat la Londra, la Paris, la Frankfurt, cu 20 de figuranți de oameni și până au venit, au făcut un montaj, cum știe, ca un orice regizor de film. Că Sârbu e un regizor de film și a ieșit, în toată lumea, dezastruos, nu se lăsă, bă, mă lași, poți să pun mâna pe tine, dă-te în morții, mă, dar a funcționat. Întrebarea evident că este, de ce n-a știut să reacționați la chestia asta, de ce n-a știut de asta? De ce n-ați generat voi o otrăveală, o contraotrăveală? Dar aici sunt unele lucruri pe care nu pot să le spun și altele sunt this is a question above my pay grade. Eu, la vremea respectivă, măsuram, ți-am explicat relația din ce în ce mai tensionată cu Anca Alexandrescu și pe partea de comunicare. Ok, eu măsor, eu vă spun cum stau lucrurile, ce de aici încolo să spună Bogdan Teodorescu ce trebuie de făcut. Sau Anca Alexandrescu. Ei au fost principalii vinovați, zici? Nu, n-am fost principal, Doamne ferește, nu. Anca Alexandrescu e vinovată pentru atmosfera otrăvită din echipă. Bogdan Teodorescu, pur și simplu, era cel care se ocupa de coordonarea echipei de strategie. Acum, nu spun că Bogdan Teodorescu a fost vinovat. Atenție, cu el n-am nimic. Dar retrospectiv, uitându-vă acum la situație... Da, uite ce frumoasă este. O scorpie deosebită, cea mai otrăvită femeie cu putință. Scoate-mă, că nu vezi că te alimentează singur. Mi-ai făcut dor de ea, mai pune poza. Scoate și steagul ăsta, că am depășit momentul, domn Palada. Da, nu mai pune-o pe Anca o dată. Nu, haide să depășim, că nu putem să-i depășim. Uite-te la ea, deci vă spun, domn Palada. Femeie mai otrăvită și mai vicleană și mai nemernică decât haideți, femeia asta, doar lăsați în filmele... Am înțeles. Cum era regina aia din... nu din Game of Thrones. Regina din Prințesa Albă ca Zăpadă, da? Da. Deci numai aia din Albă ca Zăpadă mai era acasă. Uitându-vă retrospectiv acum la situația lui Victor Ponta candidat. Ar fi putut să preîntâmpine mașinăria care s-a pus în mișcare
care să-l scoată din... Nu cred. Situație? Asta a fost principala problema PSD-ului întotdeauna. Că nu a reușit pe 2004 să gestioneze suficient, să proiecteze suficient de multă forță în rândul instituțiilor de forță. Tabăra anti-PSD, pentru că a fost, mi s-a pus o ștampilă de respectabilitate anticomunistă de către partenerii externi, ei au avut întotdeauna tupeul să vină să zică: eu te pun general, eu te-am făcut, eu cu mâna mea te omor, cum a făcut Băsescu cu Coldea, eu îți spun ce să faci. Culcați 10 flotări. De ce, domn președinte? Ca așa zic eu, ca așa vreau moștii mei. Da, băieții din... PSD-ul n-a fost niciodată în stare să proiecteze putere în rândul instituțiilor de forță și respect. Așa e. Pentru că instituțiile de forță întotdeauna au știut, ele au stăpân în altă parte și ascultă de ordini în altă parte, iar ele le zice, PSD-ul e cu rușii. Da, da. Deci nu vă băgați în cărturi. Joana e cu rușii. Joana e cu rușii. Hai mă să fim serioși. Auziți, dar multă, inclusiv Ponta a pus înfrângerea lui, la un moment dat, public chiar, da? Pe seama lui Coldea, că l-ar fi amenințat într-o discuție de asta mai particulară, da, că știu. Dacă ajung eu președinte, Floriane, da, tu da, te cari. Da. Și Florin a zis, bine, e care pe care atunci, am înțeles. Și foarte posibil să fie așa. Da? Da, pentru că diferența dintre Ponta și Coldea este diferența dintre Paladea și Alexandrescu. Ponta te muiește pe față, Coldea îți râde în față și te taie pe la spate. Uh-huh. Palada te muiește pe față, Anca îți râde în față și te taie pe la spate. Da, Ponta n-avea și el spate în servicii, nu era George Maior, nu era... Iată că n-a avut. Face parte din problema mai generală a PSD-ului, care nu știe să-și asigure loialitatea, fidelitatea instituțiilor, spre deosebire de Băsescu. Că, Manule, acum trebuie să-l pui lângă Ponta și pe Băsescu, care Băsescu a fost în stare ca serviciile să-i ciugulească din palmă. E, până că nu i-au mai ciugulit. Aia e altă discuție. Bă, dar la fel de bine puteau să-i pună... L-au slugărit 9 ani de zile, exemplar. Exemplar. Da, 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 da. Deci ăla, dacă le zicea săriți în apă cu crocodile, le ziceau cu crocodilul de stânga sau de dreapta. Corect. Pe logică fix militară. Da, da. Ok, o tâmpenie ce-mi spui tu, dar sar că tu ești șeful meu. Mm-hmm. Pe când ăștia n-au perceput niciodată PSD-ul ca fiind șef, pentru că au primit, cum să-i zicem, binecuvântarea din străinătate, de ea să n-ascultați niciodată. Mm-hmm. Le dați guvernarea, dai arestați, îi faceți penal, că vă spunem noi. Cum a fost noaptea în care s-au închis secțiile și Iohannis a fost declarat câștigător? Și a recunoscut înfrângerea în secunda 2, Victor Ponta. Păi noi știam de la ora 12 să dă la ora 1 că... Da? Da. Cum așa? Din sondaje, făceam exit poll. Și unde s-a schimbat vedeau situația? Adică cum s-a întâmplat ziua aia? Puteți să o rememorați? Ziua votului? A fost o anumită așteptare și o anumită speranță până pe la 2-3 și pe urmă, când vedeam când se intersectează liniile, se duc în cap, le-am transmis, stau până la sfârșit, fac sondajul, asta este, am belit-o. I-am pierdut. Atmosfera la partid care era? Eu nu am fost niciodată la partid, eu am fost la guvern. Nu. La guvern. Eu nu sunt un om de partid. Nu, credeam că v-a rugat Ponta să mergeți la partid. Nu, eu n-am ținut o legătură cine știe ce cu partidul. Nu? Nu. Eu nici în zilele acelea? Eu eram din echipa lui Ponta, nu eram din echipa PSD-ului. Deci și în ziua respectivă eu eram în altă parte unde făceam exit. Deci pe la 2-3 spuneți că lucrurile deja erau tranșate. Da. Cel puțin pentru mine, care eu eram printre primii care știam. I le-ați comunicat și lui Ponta? Evident, bine. Pentru asta făceam sondajul. Da, da. Nu, că e complicat moment. Ce să fac? Da, eu am vorbit cu Victor Ponta. Dar noi știam cu o săptămână înainte că o să pierdă alegeri. Știați? Asta voiam să mă întreb. Când a fost momentul? Deci ăsta e duminica din turul 1, asta e duminica din turul 2, două săptămâni. Și aici, între ele, prima săptămână a fost incidentul cu chestia aia, cu secțiile de votare și deja... S-a construit în a doua aia săptămână s-a acumulat și deja... Ponta se dusese sub 50% și Iohannis începea să fie peste 50%. Și el avea, știa toate lucrurile astea și Ponta. Da, distribuiam sondajele în rândul a 3, 4, maxim 5 persoane din echipă. Voiau să țină cont de ele bine, nu voiau să țină cont de ele iar bine, altă discuție. Și asta e, n-ați identificat că asta eu, în situația de criză, nu s-a identificat nicio soluție pentru a schimba această curmă? Hai să te întreb ceva, fii atent. Noi suntem aici, ieșim afară, eu nu sunt cu mașina, că am carnetul suspendat, tu te urci în mașină, da? Și vine un tank peste tine și trece peste tine. Zici și mie, te rog frumos, identifică trei soluții. Da. Hai, identificăm trei soluții, dar repede. Așa a venit meteoritul? Păi dacă așa s-a apăsat pe buton și dintr-o dată securitatea a zis trebuie belit ăsta. Care oricum decizia a fost să luată înainte, dar păstrată pentru momentul cu adevărat important între turul 1 și turul 2. Eu priceper, eu creativitate. Yeah. Deci din punctul ăsta de vedere, jos pălăria, se pricep băieții. Când se aplică metoda cu cătușe, când se aplică metoda cu indignarea, când se cu protestele, cu TFLI, cu protestele. Mm-hmm. Bă, eu pricepere, eu recunosc. Asta da. Jos să pălăria. Să manevrezi masele e... O, da, da, e o meserie. Yeah. E o meserie.
A trecut și momentul ăsta și Victor Ponta a rezistat în funcția de premier încă... Da, dar a fost o rezistență de asta. Cum a mai fost anul ăla și ceva? O horcăială continuă. Înțelegești un muribund care îți curge sânge din carotidă și tu zici, ce bine, deșteaptă-te române. S-a iluzionat Victor Ponta că rezistă cu Iohannis și termină mandatul sau chiar a înțeles și el că... S-a chinuit cât mai mult să rămână în post. Probabil că a fost și o chestie de... și de orgoliu și de joc politic, în sensul că încă mai suntem puternici, hai să proiectăm putere. Partidul era în continuare cu el sau deja... Repet, nu știu atât de bine relațiile de partid. Deci astea sunt chiar întrebările în care nu pot să zic, nu-ți răspund că nu vreau, nu-ți răspund că nu știu. Sunt unele chestii care le știu, altele pe care nu le știu. Și a venit momentul colectiv. Și a venit momentul colectiv, da. Cum a fost? Păi, în primul rând, era seara finalei de Cupa Mondială de la Campionatul Mondial de Rugby. Eu eram acasă cu un prieten, cu sensei de la Aikido. Și când a apărut chestia, am zis, gata, e belită. Plus că mi-a stricat și finala campionatului de rugby, înțelegi? De... Era plecat undeva, până America de Sud, parcă sau... Da, el era plecat, eu mă uitam la rugby, oricum, relația dintre noi nu mai era ce fusese până în 2014, fiecare își vedea de al lui, el își vedea de Anca Alexandrescu și de cercul lui, eu eram acolo, îmi vedeam de biroul meu. Și în seara aia ați înțeles că s-a terminat. Da. Și a venit momentul demisiei în fruntea guvernului, care și-a anunțat demisia. Ce vrei să facă? Intrau oamenii în guvern. Era deja pregătită situația în care... PSD-ul i-a reproșat, Liviu Dragnea i-a reproșat că a lăsat PSD-ul descoperit. Liviu Dragnea i-ar fi reproșat orice și că s-a scobit în nas sau că s-a pieptat. Doar ca să ia partidul. Bineînțeles. Nu există milă în politică în general și în PSD. Ați studiat momentul la cald atunci? Ați analizat situația sociologic vorbind? Era tensiunea într-atât de mare încât... Ce să studiezi? La fel, ieși afară și dă tancul peste tine. Ce să studiezi? Astea le discuți pe urmă. În momentul ăla de față trăiești emoția și te cări acasă. Pentru că dacă nu se căra, asta nu e o chestie ce ține de sondaje de sociologie. Ce s-a întâmplat dacă nu se căra? Intrau trupele de șoc tefeliste în guvern și făceau pulbere totul. Asta a fost amenințarea. Îți dai demisia sau dăm drumul la gândăcei? Vrei să dăm drumul la gândăcei? Iar tu să pui jandarmii în fața gândăceilor și să se bată parte în parte cu ei? Să iasă cu sânge? A fost amenințat direct cu asta? Spune el că a fost amenințat și chiar îl cred. Ce ai fi făcut? Ce ai fi făcut tu? Spune și mie. Bun, nu pot fi pus în situația aia. E ceva excepțional. E ceva excepțional. În condițiile în care oricum România e ostilă, s-a creat un val în care ce treabă are el cu colectivul, dar trebuie să pună în cârcă orice. Ne întoarcem la discuția de săptămâna trecută, că intră avionul în așa. Da. Pentru că, atenție, tu ai avut mai multe morți în spitale și nosocomiale și alte chestii. Deci nu le mai pun pe alea cu COVID-ul. Dar ai avut arși în spitale, arși. Da. Când a fost COVID-ul, au avut loc incendii în care au murit mai mulți oameni în spitale arși decât la COVID și n-a venit nimeni să zică Iohannis e de vină. Și aici, cu scuzele de rigoare, o să spun o chestie care... Bun, aduceți-vă aminte că schia a doua zi după incendiul de la... Bineînțeles, îmi durea la bască. Din București. Da. Care e problema? Presa este una din problemele României. Avem problemă cu funcționarul public, avem problemă cu securitate, avem problemă cu presa. Legat de asta, v-ați certat cu presa cât erați la guvern? Presa este folosită pe post de coadă de topor politic, la fel cum dar este folosită... Dar și unii și alții au folosit-o, domnul Palada. La fel cum și justiția este folosită pe post de coadă de topor politic. Pentru că nu este normal să ai o publicație, cum ar fi, de exemplu, Ziarul Financiar. Chiar vedeam zilele trecute, mă uitam pe Facebook și mi-a arătat de History, știi? Te uiți la History. Da. Da? Și mi-aduc aminte de norocitul de Sârbu și cu toate publicațiile din jurul lui. Nemernic, îmi cer scuze, nenorocitul. Da, etichetă. Nu nemernic, nenorocit. Nu nenorocit, nemernic. Așa. Și care a avut o chestie personală cu Victor și a dat-o pe toate părțile. De ce? Cu toate... Altă poveste, îți povestesc altă dată. Pentru că Victor n-a acceptat șantajul lui Sârbu. Ce șantaj, domnul? Un șantaj. Și... Aveți dovezi? Nu. Retrageți. Nu mă retrag nimic. Da. Și a pus toată haita de presă pe el. Mediafax-ul, deontologic obiectiv, Ziarul Financiar, deontologic obiectiv, ce mai avea la vremea respectivă, că nu mai avea chiar totul, plecase de la ProTV. Ok, asta era în 2014. Prin 2017, îmi arată chiar zilele trecute, în istoria mea de pe Facebook, Ziarul Financiar, unul din componentele care încă le mai avea, care clama cu cea mai mare deontologie și sănătate cu putință, guvernarea Ponta a fost cea mai bună din lume și ce bună a fost Ponta și uite ce decizii înțelepte economice și cum a făcut chestia cu taxele alea și care la vremea respectivă a fost criticată, de fapt a fost bine.
Băi, nenorociților. Dar conflictul lor a mai durat, domnule Palada. Băi... Ce-ți aminte că s-au judecat pentru pro-România, pro-TV, da, da. Pro-dragi? Băi, nenorociților, băi, nemernicilor. Voi în 2012, 2013, 2014, nu era zi de la Dumnezeu, voi și cu Hot News și cu Digi24. Sper să crap Victor Ponta, ne aducem aminte. Hot News, da? Hot News. Deci nu era zile de la Dumnezeu în care să nu-l călcați în picioare, inclusiv prestigiosul ziarul financiar, care de la o presă economică te aștept să nu fie nebună proastă de gură ca Palada. Ok. Să nu fie chiar țață, să nu fie țață. Totuși mai, da. Ok, ăia de la The Economist sunt țațe, sunt rei de tot, deci au niște părtinii ideologici, mm-hmm. Se toare capul. Păi da, o spun de manieră elegantă. Ne prefacem că suntem economiști, obiectivi. Ăștia de la ziarul financiar au lăsat fațada la o parte, pretențiile de economiști cât de cât obiectivi, bă, și mai aveau puțin și ziceau muie Ponta, că în rest... Deci în afară păi era Puie Monta, nu era da, peste tot. Dar atenție, ziarul financiar, mm-hmm. Nu te am înțeles, am înțeles, da. Te aștepți în Cața Vinci să zică, sau să zică Vadim, sau să zică Palada, sau să zică, da, nu știu, altcineva, dar nu în ziarul financiar. Și l-a luat ziarul financiar și l-a tocat pe Ponta zi de zi. Deci am avut niște contre cu ăștia de la ziarul financiar, când am fost purtător de cuvânt, venea să-i muși de nas pentru ce nemernicii făceau ei și cu ea de la Hot News. Și să vii tu în 2017 să spui a fost cel mai bun premier, futu-ți Dumnezei mătii, că te calc în picioare. Trebuie dar să... care au fost cei mai mari dușmani din presa? Deci ziarul financiar, Hot News? Hot News la vremea respectivă a fost cel mai otrăvit. Hot News, ca să înțelege, Hot News de atunci era G4 Media de azi. Exact. Deci Hot News nu avea niciun pic de erau cum acovei care făcea M10, care băi, știți, niciun pic de rușine, niciun pic de rușine. Pretenție. Era pe față, Vadim Tudor, da, era contabil. Și, domnul Palada, la schimb aveați și dumneavoastră ziarele, așa, televiziunile dumneavoastră care compensau. În orice clasă politică, păi în orice situație politică, păi... dar noi nu făceam chestiile pe care le făceau ei. Adică ei erau ticăloși. Da, chiar au fost ticăloși. Uh-huh. În condițiile în care guvernarea Ponta chiar a fost cea mai bună guvernare a României din ultimii 20. Nu pot să o compar cu bun, domnul Palada, aduceți-vă aminte pe vremea lui Dragnea. Eram cu roborul de dimineață până seara. Așa. Când a explodat roborul pe... La doi ani după... Ce a mai zis vreun guran, vreun Moise, vreun deontolog, Pietreanu, vreun ceva? Nu mai că erau toți. Acum cu poezioare, cu balade pe Facebook. Păi cum ar zice deontologul? Să nu-i penetrezi în gură de nenorociți. Să nu, că vă rog, da, limbaj, domnul. Dumneavoastră nu, Palada, pentru că dumneavoastră sunteți un domn, da. Dar eu am atât de multă emoție adunată la adresa. Dar sunt totul cam personal, domnul Palada. Nu pot să am suficient de multă implicare într-o chestie dacă nu e emoție. Am înțeles. Nu pot să fiu tipul ăla cerebral castolojan care se fac... Ați luat-o atât de personal încât, ca să clarificăm și aspectul ăsta, că ați sărit la goțiu într-un platou de televiziune, domn Palada. Nu, n-am sărit la el. De ce l-ați luat de gât? N-am sărit pentru că era foarte aproape. Răspunsul pe simplu e că era foarte aproape. Ce ați avut cu... Deci s-au întâmplat trei chestii, unul la mână. Eu v-am mai zis și mie. Asta am terminat cu guvernarea, da. Că nu mai era ceva de zis pe Palada Cociu, nu. Hai să o lămurim. A fost bine. Palada... A fost dezastruos, a fost cea mai bună guvernare. Da. Și bătut obrazul tuturor celor care acum recunosc că Ponta a fost cel mai bun și care la vremea respectivă a mâncat tot căcatul din lume. Așa. Da? Da. Țin-l minte chestia asta. Da, reformă. Da. Așa. Da. După cum am spus și ediția săptămâna trecută, au fost multe momente în care am fost provocat în platou. Mai mult sau mai puțin transparent și în care mi-am ținut cumpătul și am zis să-ți mulțumesc la B1 TV, am mai trecut de două ori prin chestia asta, dau frumos microfonul jos, mulțumesc, nu mai zic nimic, bă, dar nimic, adoptăm postura Jean Gabin, te uiți urât și nu zici nimic, spui haina pe tine și te cari. Ce e asta, manu, să moară Franța, ce e? S-a întâmplat ceva? Nu se înțelegea nimic, zi, azi ziceți așa. S-au întâmplat două chestii, trei chestii, unul la mână, Goțiu a fost de departe cel mai perseverent în a provoca, pentru că aveau școală. I-au învățat. Cum învățau micii uteciști pe vremuri să facă chestii, sau micii sabotori pe vremea Israelului sau Palestinei sau comuniștilor să facă bombe și să arunce în aer tancuri. Așa. Hai mă că asta au făcut și Israelul și Palestina și sovieticii și englezii. Bun. Bun. Fiecare a învățat, învățat cum să facă o cutie Molotov și îi luau frumos și învățau. E, micii teroriști ai USR-ului au fost învățați la școala Soros să provoace. Dar există manual pe internet în care rezultă că Soros învață, uite așa, asta trebuie făcut, asta trebuie făcut, asta trebuie făcut. Și au făcut-o și cu MeToo și cu Rezist și cu toate chestiile și în America. Este o rețetă, da? Da. Pe care el a adoptat-o cu mare pricepere, unul la mână. Și asta este vina mea. Doi la mână și trei la mână nu mai este vina mea. Doi la mână, ce-am zis, am mai plecat în asemenea situații, dar niciodată nu eram eu aici, el aici. Băi, era Adil, eram aici și era studio.
Deci tu dacă ai fi aici, cum suntem noi unul de parte de altul, și acolo să fie Goțiu, și ăla Goțiu să-mi zică și să-mi facă, până mă ridic, trag aer în piept și plec. Așa. A venit un... Și am vrut să-mi iau microfonul și să plec. A venit gândul rău. Și a venit... O să râzi. Ți-aduce aminte filmele cu Jiminy the Cricket, cu Pinocchio, cu Creierașul? Sau filmele cu Tom și Jerry? Când avea Tom pe ăla, îngerașul pe un umăr și drăgușorul pe moral, da? Și îngerașul zice, hai, cară-te. Și ăsta, Mico Dacia, dar gândul merge mai repede decât vorba, zice, de câte ori promisiune te ții de cuvânt? Pentru că i-am zis, bă, potolește-te, nu mai mă fă nesimțit, bă, nu mai fi, bă, potolește, cu cât îi ziceam cu atât, asta era în pauză. Și a venit gândul, de câte ori promisi și nu te ții de cuvânt? L-am apucat de ciuf, i-am dat una, m-am încărat. Nu i-am dat una, că i-am dat, nu l-am lovit cu pumnul. Ce-a fost acolo, da. O mermeleală, nu, că am recunoscut și în fața judecătorului, nu mă ascund. L-am apucat de ciuf. L-am aplecat, i-am zis, nu mai mă fă nesimți și am dat un toți de palmă. Dar eu știu ce n-am înțeles de atunci? Ce? Că n-am apucat niciodată să vă... Tu, da, dacă vă sare țandra, dacă vă deranjează ăștia, ce dracu vă duceți cu ei în emisiune? Pentru că niciodată n-a fost un organ... Îi pune întrebarea, de ce mă duc, de ce sunt așa? Învăț, uneori greșesc, de ce mai multe ori nu greșesc? Că și pe mine m-au chemat, așa m-a întrebat cine mai vine, X, Y, bă, nu vin. A, nu, asta este greșeala mea, că nu întreb niciodată cine este. E tot timpul, mă, și că acum mă mai duc. Nu, și până am început să învăț. Dar merg pe, cum e, pe buna credință a prezentatorului, a producătorului, a realizatorului. Că dacă nu vrea chestie conflictuală, zic, bine, ok, cheamă-l pe altul, nu faci n-am că, într-adevăr, faci deliciu când chem doi care nu se așa. Deci nici măcar nu știam pe Goțiu, deci nici nu puteam să vin să spun că ăsta are ceva cu mine. Deci dacă mai fi întrebat, aș fi, ok, Goțiu, habar n-am cine. Da, vă pare rău că aș te-a dat ispitei? Da. Da? În momentul 2, în secunda 2 mi-a părut rău. Am înțeles. Uite, asta e. Nu, am zis-o. Deci nu e o chestie că să mă prefac. Nu e un om care mă prefac. Dacă e să înjur, înjur, dacă e să-mi cer scuze, îmi cer scuze, dacă e să zic că am fost prost, dar am greșit. Știu că am văzut imaginele alea cu Goțiu gâfâind acolo și dumneavoastră pe deasupra lui. Zic, păi, a fost o chestie genială. Asta, asupra realității. Deci ne-am ridicat, că eram foarte aproape unul altul, deci am fi mâna, i-am dat un dos de palmă, ca la Aikido, un atemi scurt ca să-l descumpănești, că așa înveți. Nu dai cu pumnul, nu spargi dinții, tot scurt, pac. Încât să facă omul ăla și până mai faci chestii. I-am zis, bă, să nu mai am faci nesimțit niciodată și m-a ridicat. El s-a ridicat cu mine, a sărit și el la mermeleală, ne-a mermelit un pic, că m-a acuzat că n-a lovit cu piciorul, n-a lovit pe dragul, ne-a mermelit. Ca doi ursuleți, că eram amândoi greși. Aia că era și cadrul. Da. Ei, și când ne-am ridicat noi și ne plimbam așa, scena era pe doamna de o parte caragioasă. Care, cum o chema, care urla isteric. Da, ceva. Era marginea orgasmului. Nu palada, bun. Nu, vă rog. Da, de ce? Păi nu, că au zis-o alții, zis-o. Dar partea cu adevărat haioasă pe care n-am povestit-o până acum este că instinctul a fost, deci cum ne țineam noi unul pe altul și îl vedeam pe el că ar vrea să dea și uite, el și mă gândeam, doamna Laura, cum o cheamă? Nu e Laura. Nu era, cum o, Lavinia, Laura. Cum nu e nici la, în scap. Da. Am o lapsus. La un moment dat, fiind atât de obișnuit de la altele marțiale, poziția asta, întorci omul și îl zvâr. Deci e simplu, e o chestie elementară, faci un pas în spate, o mișcare de judo. Întorci, îl zvâr, dă-te morți mătii. Nu, vă rog. Dă-te în altă parte. Da, okay. Bă, să punem bipuri, să nu uităm. Da. Și când m-am întors și am dat să-l zvâr, m-am uitat cu coada ochiului și îl zvârleam direct în cameră. Și nu era camerele alea de televizor. Alea scumpe, mai dă, mamele, mai strică ăsta la camera. Da. În momentul ăla, că e tot așa o mișcare de dezechilibru la arte marțiale, judo, aikido, jiu-jitsu, l-am întors și l-am mutat în partea alealtă, în stilene, și l-am dus până în perete. Dar la arte marțiale nu vă învați acolo și cu răbdarea și cu... Nu, aveți o atitudine foarte stereotipă de arte marțiale. Da? Am scuzat, eu credeam că... Te învață... Zen! Asta, echilibru! Îți dau exemple foarte multe de înțelepți zen budiști, care sunt adepți autenticității și dosului de palmă peste ochi. A, adunează asta la lecția asta mai... În budism se predică desprinderea de emoție, de acord, dar de asemenea se predică și autenticitatea și se predică și responsabilitatea, consecința. Am înțeles. Și au fost înțelepți care plesneau peste ochi ad literam învățăcelul când făcea dobitoci, tâmpenii. Da. Sau cu coada rămătul. Am trecut și despre asta. Ca să închidem politic. Atenție, deci îmi pare rău pentru ce am înțeles. Făcut. Nu îmi pare rău față de Goțiu și nu-mi cer scuze față de el. Nu? Nu. Un dobitoc. Nu, domn Palada. Un dobitoc, să mă dăm și de domn Palada, nu, vă rog. Să închidem politic discuția. În 2024 va funcționa același scenariu ca și până acum? Băsescu Năstase, Băsescu Joană, Iohannis Ponta,
Adică anti-PSD-istul cu PSD-istul. Da. Adică ăla a ales unsul... Pierde din nou PSD-ul prezident. Unsul, da. Americii față, da, de candidatul PSD. Inevitabil, în turul 1, intră candidatul PSD, și asta s-a întâmplat de fiecare dată, da, se va întâmpla și în 2024, să vedem sondaj, se va întâmpla, și încă cineva. Și foarte interesantă întrebarea, pentru că ai două variante, două scenarii. Fie scenariu băiatul bun al americanilor versus nasolul care nu trebuie să intre CSAT, cum ziceai tu, Băsescu versus Joană, uh-huh, Ponta versus Iohannis, sau e posibil să fie pentru prima dată după mult timp scenariu din 2000, Iliescu Vadim, omul democrației versus omul Navalnic, antisistem. Sau mai poate fi un al treilea scenariu în care omul americanilor e și omul PSD-ului? E și asta o variantă. Dar asta se va întâmpla doar în cazul în care tabăra anti-PSD... Deci, în cazul în care în turul 2 intră, cum îl cheamă, Simion, da, care în momentul de față are toate șansele să intre în turul 2. Serios? De 3-4 sondaje, tur 1, tur 1, măsurare sociopol, ca să nu avem discuții, uh-huh, Simion iese pe locul 2. PSD-istul pe locul 1, nu contează că fac multe variante, pe locul 2 Simion. Ok, deci asta miroase a Vadim cu Iliescu. Da. Păi dacă e Vadim cu Iliescu, atunci celălalt vine și zice... E o victorie destul de lejeră. De ce să renunț la victorie? Mm-hmm. Deși mie. Domnule Joană, sunteți nemaipomenit, vă iubesc americanii, dar tura asta e a mea. În schimb, și, ai niște contracandidați anti-PSD-iști, dal de Ciucă, dal de Chioveși, dal de Boc, dal de nu știu cum, care fie nu participă, fie performează prost. Dar dacă ți apare unul în ultimile 3 luni de zile, să zicem, să zicem că Chioveși își revine, acum este în declin, dar să zicem că își revine. De ce e în declin? Pentru că așa iese din sondaje. A, nu, credeam că ca vreun eveniment, ceva... Nu, din sondaje iese că nu mai este rălucitoare de acum 2-3 ani, uh-huh, de zile, că încetul cu încetul s-a erodat și ea, s-a erodat și Raed Arafat. Am înțeles. A început să-i sară smalțul. Uh-huh. Nu totalmente, e un adversar redutabil din tabăra anti-PSD, dar a început să-i sară smalțul. Nu mai este Jeanne d'Arc. Uh-huh. E o Jeanne d'Arc cu un pic de rahat pe față. Ok. Și a râs și Manu din... Da. Da, da. Dacă însă apare cumva bănuiala la PSD, că poate vine ghilimele Boc sau cineva ca el care să prezinte o primejdie, să-l dea la o parte pe Simion după locul 2, să-l pună pe Simion pe locul 3, să vină unul ca o rachetă pe locul 2, antipesedistul Macovei, mm-hmm, ghilimele, mm-hmm, Macovei, Chioveși și Iohannis, atunci acelacu, care este un personaj foarte precaut și care e subestimat de multă lume, este unul dintre cei mai buni oameni politici în momentul de față. E foarte abil, într-adevăr. Foarte abil. Va veni și va zice... Băi, așa este, nu să fie competiție. Domnul Geană, poftiți dumneavoastră că vă iubește America. Mm-hmm. Ia bate-te tu cu strălucitorul ăla. E ca amba, intrați noastră că pe mine bușește râsul. Exact. Da. Și atunci, cele două scenarii, scenariul anti-PSD-istul, gen Băsescu Joană sau, mm-hmm, Iohannis Ponta, care este scenariul al americanilor versus nasolul, sau scenariul pro-democrație, antidemocrație, să riscă ne mănâncă Trump, pericolul Trump, și în America la fel a fost. Da, Vadim sau Trump sau Simion, mm-hmm, e pe persoană fizică, dacă trebuie să analizezi, sunt persoane ok, dar au fost puternic demonizați. Da. Că sunt intensi, că sunt expresivi, da, altă mâncare de pește. Sau pornit curent împotriva, da. E, da. Încă nu se știe. Deci încă se joacă. Mai puneți-mi întrebarea asta în august 2024, că până atunci se pot întâmpla. Deci încă un an și încă o să ne clarificăm. Încă băltim în scenarii. Bine, domnul Palat, oricum ne mai întâlnim până atunci. Cu cel mai mare drag, mi-a fost o mare plăcere. Transmiteți salutările mele, Anca, Alexandre. Cred că se uită, le... O iubesc nespus. Le ridică personal. Da. Vă mulțumesc, domnule Palat, am mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit pe data viitoare.